Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru perspectiva profetică 2014. Vă invit cu respect să deschideți cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine la cartea profetului Ieremia, capitolul 49. Voi citi de la versetele 35 la 39. Ieremia capitolul 49, de la versetele 35 la 39. Să ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Iată, voi sfărâma arcul elamului, puterea lui de căpetenie. Voi aduce asupra elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului. Îi voi risipi în toate vânturile acestea și nu va fi niciun popor la care să ne ajungă fugare din elam. Voi face ca locuitorii elamului să tremure înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor ce vor să-i omoare. Voi aduce nenorociri peste ei, mânia mea aprinsă, zice Domnul, și îi voi urmări cu sabia până ce îi voi nimici. Îmi voi așeza scaunul de domnie în elam și voi nimici împăratul și căpetenii, le zice Domnul. Dar în zilele de apoi, voi aduce înapoi pe prinși de război a elamului, zice Domnul. Amin. Iubiți frate și surori, doamnelor și domnilor, cu multă smerenie și sinceritate, stau din nou în fața dumneavoastră și în această primă zi a anului 2014. Din anul 1988 m-am prezentat în fața dumneavoastră a diasporei române de pretutindeni, a ascultătorilor din România, cu ceea ce eu am numit o perspectivă profetică. Ce însemnează această perspectivă profetică pe care o prezint anual în Biserica Emanuel. Însemnează că în anul în care intrăm, toate evenimentele de care vorbesc urmează să se împlinească? Răspunsul este da și nu. Da, pentru că evenimentele profetice prevestite de Domnul Dumnezeu Dumnezeul Scripturilor se pot împlini la clipeala ochiului, oricând, în orice zi. Credeți că venirea Domnului nostru Isus Hristos poate avea loc chiar astăzi? Poate avea loc și anul viitor. Și astăzi, și anul viitor. Deci, aceasta este perspectiva lui Dumnezeu. Evenimentele se pot împlini anul acesta? Și nu? Pentru că cel ce a zis încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, Iona 3 cu 4 totuși a amânat acest eveniment cu mulți ani după ce Iona a rostit profeția. Iona a slujit sub Ieroboam al doilea al lui Israel, aproximativ în anii 785-745 înainte de Hristos. Și fiți atenți! Ninive însă, cetatea despre care el a profețit pe vremea lui Ieroboam, a căzut în anul 612 înainte de Hristos, sub atacul mezilor la care s-au alăturat caldenii sau babilonienii, cu alte cuvinte, Ninive a căzut 130 de ani după ce Iona și-a rostit profeția. Ce însemnează aceasta? Că Iona a spus un adevăr în numele Domnului? Sau că Iona a mințit în numele Domnului? Nu, no. nu. No. Oamenii se grăbesc foarte repede să judece, mai ales un aspect profetic. Lucrul la care trebuie să vă uitați și să ne uităm cu atenție este acesta. Spre deosebire de tot ce se numește Dumnezeu, după cum vom vedea în prezentarea de astăzi, legea fundamentală a cuvântului scripturii este aceasta. Cel ce a rostit o profeție în cazul de față, Dumnezeu. Ninive va fi nimicită. Are și dreptul să-și schimbe profeția, nu pentru că e capricios ci dacă oamenii se pocăiesc, el schimbă ceea ce a vorbit. Ninive s-a pocăit, începând de la împărat, și a obligat și vitele din graș să se pocăiască, trei zile să nu mănânce nici să bea. Și Dumnezeu a avut milă de Ninive, iar sfârșitul, i-a dat timp deci de pocăință, iar sfârșitul i-a venit 100 30 de ani mai târziu, din nou anul 612 înainte de Hristos. Prin urmare, surori, doamnelor și domnilor, o perspectivă profetică de la începutul fiecărui an, de când am început să rostesc aceste mesaje, are, în esență, cuprinsă în ea două adevăruri. Primul, lucrurile despre care vă vorbesc din Cuvântul Domnului se pot împlini fără nicio problemă în anul în care am intrat deja. Se pot împlini. Fie total, fie parțial. Doi, sub aspect profetic, lucrurile despre care vă vorbesc, frașii și suror, domnilor și domnilor, au intrat în faza cea mai de pe urmă a împlinirii lor. De aceea, perspectiva este să ne uităm la lucrurile despre care scrie Scriptura, să înțelegem timpurile pe care le trăim, și să putem să ne apropiem de Dumnezeu cu adevărată pocăință. Se vede limpede că ghicitoarea lui Samson, despre care v-am vorbit anul trecut, albinele din ghicitoarea lui Samson mai degrabă, care îl înconjoară pe Israel și care profetic reprezintă lumea islamică arabă, care nu caută altceva decât distrugerea statului evreu, nimicirea făgăduinților lui Dumnezeu făcute acestui popor, ghicitoarea nu s-a împlinit. Dar ce însemnează aceasta? Că nu o să se împlinească? Suntem așa de aproape de împlinirea acestei, acestui eveniment încât uimirea este că Dumnezeu în care răbdare și ține lucrurile în control să nu se desfășoare chiar astăzi. Acum, la începutul anului 2014, am să vă invit cu mult respect pe dumneavoastră și pe cei de la internet să urmărim împreună trei aspecte profetice care pot să se împlinească în acest an sau care pot să intre într-o desfășurare rapidă, grăbind sfârșitul. Și aș vrea să notați dumneavoastră un lucru care trebuie să ne determine la pocăință. Lucrurile despre care vă vorbesc se întâmplă înainte de răpirea bisericii și înainte de ziua cea mare a lui Dumnezeu, care este necazul cel mare despre care Sfânta Scriptură vorbește, despre care vă voi aminti din cuvântul Domnului și vă voi arăta ce spune profetul Ioel. Deci evenimentele ne prind pe noi, pe pământ. Și primul lucru la căruia vreau să vă invit să ne uităm, este Israel și Iranul. Israel și Iranul. Din nou, Ieremia 49, versetele 35 la 39, textul pe care l-am citit introductiv. Și am să-l recitesc și ne vom uita la niște detalii care o să vă surprindă, pentru că este cu neputință să nu te surprindă cuvântul lui Dumnezeu. Pe mine mă surprinde de fiecare dată când îi văd frumusețea, când îi văd tehnicalitatea cu care Dumnezeu vorbește și când văd prin Duhul Domnului Luminat că lucrurile se desfășoară sub ochii mei, este cu neputință să nu exclam ce mare e Dumnezeu. El știe sfârșitul lucrurilor înainte ca ele să aibă loc să se întâmple, după cum veți vedea. Ieremia 49, 35 la 39, să recitim pasajul. Așa vorbește Domnul oștirilor, Iată, voi sfărâma arcul, subliniați arcul, elamului, puterea lui de căpetenie, subliniați acest aspect. Voi aduce asupra elamului cele patru vânturi, subliniați aceasta, de la cele patru margini ale Pământului. Îi voi risipi în toate vânturile acestea, subliniați. Și nu va fi niciun popor la care să nu ajungă fugare din elam. Voi face ca locuitorii elamului să tremure înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor ce vor să-i omoare. Voi aduce nenorocirea peste ei, mânia mea aprinsă, sublineați acest aspect, zice Domnul, și îi voi urmări cu sabia. Și aceasta trebuie subliniat. Pentru că sabia în gândirea lui Dumnezeu însemnează război. Până ce îi voi nimici, îmi voi așeza scaunul de domnie în elam, și îi voi nimici împăratul și căpeteniile, zice Domnul. Și apoi sublinează din nou, zice, dar în zilele de apoi, expresia aceasta înseamnă în zilele din urmă, voi aduce înapoi pe prinșii de război a Elamului, zice Domnul. Iubiți frași și surori, doamnelor și domnilor, un fapt este știut de cei ce ascultă, cel puțin, din când în când știrile. Iranul, este tot mai aproape de posibilitatea construirii unei arme nucleare. Religios, Iranul este șiit, o sectă islamică extremistă, în contradistinție de islamul sunni, care este mai moderat și care este predominant în Arabia Saudită, în Egipt, în Emiratele Arabe Unite și Iordania. Visul Iranului este să înființeze un califat în Orientul Mijlociu și Nordul Africii. Adică, ce înseamnă aceasta, califat? Adică o formă de guvernământ teocratic islamică, deci condusă de Allah. Deci o formă de guvernământ teocratic islamică și astfel Iranul să devină o teroare pentru Orientul Mijlociu, pentru Africa, pentru Europa iudeo-creștină și pentru Statele Unite. Turcia, care este jumătate în Asia, jumătate în Europa, aproximativ, împărtășește același gând cu Iranul. Pentru că Turcia trăiește cu nostalgie din istoria Imperiului Otoman, Otoman sau turc, când Turcia controla Africa, Orientul Mijlociu și parte din afacerile Europei, românii noștri au avut mult de lucru cu ei, nu? Și Turcia tângește după un califat, și de aceea suportă Iranul în această idee. În luna noiembrie, un Pact politic a avut loc între Statele Unite, ONU, Uniunea Europeană, Rusia și China. Și Iran. Deci, aceste puteri, Statele Unite, Rusia, China, Uniunea Europeană, ONU, au făcut o înțelegere politică cu Iranul. Și în această înțelegere politică, Europa, prin secretarul de stat, Kerry a cerut celorlalte puteri să renunțe la sancțiunile economice asupra Iranului, pentru că Iranul era pedepsit, sancționat economic, lumea să nu importe petrol de la Iran, să nu importe bunuri, să nu exporte și în felul acesta să-l oblige pe Iran să-l îngenuncheze ca să nu poată să producă arme nucleare, să nu poată să ajungă să producă uraniu de calitatea aceea care să poată să fie folosite în arme nucleare. Și Iranul a promis Americii, a promis Uniunii Europene, a promis ONU-ului, Chinei, Rusiei, că dacă aceștia ridică sancțiunile economice asupra lor, deasupra lor, ei renunță la îmbogățirea uraniului care este centrifugat în opt centrale nucleare aflate pe tot teritoriul Iranului. Hotărârea aceasta a administrației Obama și a Uniunii Europene. Planul lor cu Iranul este un plan naiv și irresponsabil. Planul semnat cu Iranul dovedește lipsă de perspectivă politică, lipsă de perspectivă economică, lipsă de perspectivă religioasă, indică exact ceea ce Sfânta Scriptură spune, o accelerare a vremurilor din urmă. De ce? Pentru că Iranul fiind o republică islamică, condusă de un Consiliu Suprem, nu de președinte, are președinte, președintele este o marionetă în mâna Consiliului Suprem format din cinci ayatolahi, așa se numesc liderii supremi islamici, ayatolahi. Fiind o Republică Islamică, condusă de acest Consiliu Suprem, ai aceștia nu, vor, nu se vor sfii deloc, ascultați bine ce vă spun și am să vă, să vă citesc de ce, nu se vor sfii deloc să mintă, să manipuleze, să înșele, să ducă în eroare vestul și să-și continue planurile pe care le au. De ce spun aceasta? Islamismul surori, domnilor și domnilor este construit pe învățătura a patru cărți. Am să vă amintesc și am să vă citesc ceva din ele. Prima carte se numește Shira sau sira Rasul Allah. Este o biografie a profetului Mohamed, fondatorul Islamismului, o biografie în stilul evangeliilor noului testament și o istorie detaliată a islamismului din primii 200 de ani de existență, din anul 600 în coci. Sira se mai numește și Ishak, după autorul ei, Ibn Ishak, care a scris Sira în anul 750 după Hristos. A doua carte sfântă în islamism este Tarik, sau Sunah. Este scrisă de un autor care se numește Al-Tabari, de aceea mai poartă numele și titlul de cartea lui Tabari. Este cea mai veche istorie islamică scrisă până acum. Și este normativă în credința islamică. A treia carte este Hadith. Este o colecție de povestiri orale despre isprăvile miraculoase ale lui Mahomed. Cele mai multe din aceste povești sunt făcute de Aisha, Aisha, soția preferată a lui Mahomed, cu care el s-a căsătorit pe când Aisha avea șase ani. A devenit intim cu ea de la nouă ani. Sfinți din ăștia poți cuceri lumea și Aisha a povestit multe minuni pe care le-a făcut Mahomed, profetul lui Allah, și aceste minuni au fost colectate de către un autor care se numește Bucari și ele constituie de asemenea învățături normative în islamism. Și apoi, bineînțeles, este Coranul, cea de-a patra carte este considerat cartea lui Allah sau decretele lui Allah către apostolul său numit Mohamed și ca să înțelegi Coranul trebuie neapărat să citești și celelalte trei cărți despre care am amintit pentru că altfel nu poți să înțelegi mersul lucrurilor din Coran. Și acum, în relațiile internaționale, surori, doamnelor și domnilor, o țară islamică nu este condusă de democrație. Nici nu are nevoie de democrație. O țară islamică este condusă de Consiliul Religios Suprem, cum este Iran. Și acest Consiliu Religios nu se va sfii deloc în afacerile internaționale să folosească Coranul și cărțile sfinte pentru ca să poată să ajungă acolo unde vor să ajungă cu planurile lor. Și am spus, folosesc minciuna, decepția, înșelăciunea, manipularea, crisma, crima și demonism. Am să vă dau câteva citate, nu să vă obosesc, ca să vedeți cum gândește lumea islamică extremistă. În Coran, capitolul 9, sau Shura 9 se numește, versetul 3, auziți, vă citez. Allah și apostolul său Mohamed anulează orice obligație pe care ați făcut-o cu necredincioșii. Deci dacă au făcut tratat cu americanii, Allah și Mohamed le dă voie să anuleze orice obligație pe care au făcut-o ca să-și poată atinge scopul. Și președintele Obama știe lucrul acesta, că a crescut printre ei. Are consilieri care să lămurească și să-i spună ce spune islamismul. Consilierii lui știu lucrurile acestea. Potrivit bucarii. Apostolul lui Allah vă zice, apostolul Allah fiind Mohamed, război pentru voi însemnează înșelăciune și decepție. Faceți târg și tratate cu astfel de oameni. Sira sau Ișac 519. Deci paragraful 519. Citez. i a zis către apostol, către Mahomet, eu am bani distribuiți printre comercianții din Meca, deci te rog, dăm permisiunea să mă duc să-i colectezi. După ce a primit permisiunea lui Mohamed, el a zis, eu trebuie să spun minciune acolo ca să scot mai mult, Apostolul a răspuns, spune-le atunci minciuni. Acesta este Mohamed. Coran, capitolul 8, versetul 30. Aminteșteți cum cei necredincioși au hotărât rău împotriva ta, împotriva lui Mohamed. I-au plănuit rău, dar și Allah a făcut un plan rău împotriva lor. Nu uita că Allah este un înșelător fără egal. În engleză este tradus Allah is the best schemer. I believe that. Dumnezeu nostru nu înșală. Dumnezeu nostru nu minte. Ișac 365, paragraful 365. Muhammad, fiul lui Maslama, a zis, o Sfinte Apostol Mahomed. Noi trebuie să spunem minciuni. Spune tot ce vrei, a răspuns Mahomed. Voi sunteți absolviți de minciună. Sunteți liberi să spuneți tot ce vreți. În cartea noastră scrie, afară sunt cine? Mincinoșii. Și vă mai dau un singur paragraf. În Bucarii, N369, Apostolul lui Allah a zis, Cine vrea să-l ucidă pe cab bin Ashraf? Deci este și ucigaș, și Allah și Mahomet, care a ofensat pe Allah și apostolul său. Atunci Muhammad bin Maslama s-a ridicat și a zis, O apostole al lui Allah, vrei să-i omori eu? Atunci profetul Mohamed a răspuns, Da, Maslama, atunci acesta i-a zis: Te rog, îngădem să-i spun minciuni și neadevăruri ca să-l pot ademeni și înșela. Astea sunt tratatele politice cu Iranul. Iar profetul Mohamed i-a răspuns: Da, poți să faci asemenea lucruri. Ăsta este principiul după care lucrează islamismul. Mulți nu o să vă placă să auziți asemenea, asemenea lucruri pentru că știți foarte bine, astea nu sunt corect din punct de vedere politic. Eu am citit ce scrie în cartea lor, n-am citit nimic de la mine. Iar Iranul este condus de un Consiliu Suprem care în tratatele internaționale folosește cărțile sfinte, nu folosește diplomație. Aceasta este gândirea lor. Și atunci, revenind la tratatul naiv și irresponsabil dintre America Uniunea Europeană, Rusia, China și ONU cu Iranul, Iranul nu are altă, alt interes decât să se ducă, să mintă și să-și facă planurile. America, Uniunea Europeană, Rusia, China, din nou, au dat dovadă de inabilitate politică, de inabilitate intelectuală, ce să mai vorbim de una spirituală. Cei cinci ayatollahi au planurile lor, și unul din planurile lor fundamentale este nimicirea lui Israel. De ce vor folosi minciuna, înșelăciunea, manipularea să-și atingă scopul? Ceea ce pe mine m-a intrigat, cercetând, ca să pot să stau în fața dumneavoastră, este faptul că America nu vrea să vadă lucrul acesta, Uniunea Europeană nu vrea să vadă adevărul acesta, ONU nu vrea să vadă lucrul acesta, nici Rusia, deci văd, dar nu vor să admită. Însă știți cine m-a surprins că a văzut adevărul? O să fiți surprinși să auziți: Arabia Saudită. Arabia Saudită este dușmanul de moartea lui Israel. Arabia Saudită este unul dintre țările, una dintre țările islamice care nu recunoaște existența statului evreu. Arabia Saudită este una dintre puterile care sponsorează terorismul internațional și a ridicat mâna împotriva lui Israel de-a lungul timpului din 48 încoace. Dar, Văzând că Iranul fiind șiit și şi Arabia Saudită suni și știind că în Arabia Saudită, la Meca și Medina, este capitala islamismului mondial, unde anual se face un pelerinaj, pentru că parte din mântuirea în islamism este să faci o, măcar o dată în viață un pelerinaj la Meca, la piatra sfântă care a căzut din cer numită Kaaba. Peste 2 sau 3 milioane de musulmani anual se duc în Arabia Saudită, anual să facă acest pelerinaj. Este un profit uriaș, un profit uriaș pentru Arabia Saudită. Unde mai pui petrolul pe care îl are? Și Arabia Saudită se simte amenințată că influența ei în lumea islamului va fi călcată în picioare de supremația Iranului. Și uitați ce a făcut Arabia Saudită. Căutați pe internet și veți găsi această informație. Înțelegând planurile Iranului de a domina Orientul Mijlociu și de a pune America și Europa uh, deoparte, Arabia Saudită a făcut un pact cu Israelul pe care nu îl recunoaște. Și în acest pact, Arabia Saudită a oferit Israelului o bază militară din interiorul Arabiei Saudite, o bază militară ale forțelor aeriene saudite, și a spus evreilor următorul lucru. Credem că veți ataca Iranul, credem că veți lovi cele opt baze nucleare unde sunt centrifugile care îmbogățesc uraniul pentru a ajunge de calitatea armei nucleare. Dar pentru că avioanele voastre nu pot merge până acolo și veni înapoi cu un plin de benzină, vă dăm voie să aterizați la noi, în Arabia Saudită, în baza noastră militară, vă reîncărcați avionul și vă duceți și îi puneți la punct. Și America nu vede. America nu vede. Ce însemnează aceasta? O să ne întoarcem la ce am citit din Ieremia 49. În Ieremia 49, versetele 35 la 39, cuvântul Domnului a vorbit împotriva Elamului. Rașisturilor, doamnelor și domnilor, Elamul a fost un regat independent în Antichitate, când s-a ridicat însă Imperiul Mezilor și Persilor, Persii au cucerit Elamul, deci notați acest lucru în istorie: au cucerit Regatul Elamului și l-au încorporat în Persia. Ceea ce a fost cândva Regatul Elamului, astăzi este centrul Iranului. Până în vestul Iranului, deci din centrul Iranului, până în vest. Notați aceste adevăruri. Una din caracteristicile speciale ale Elamului, așa spune și istoria, și profetul Isaia, în Isaia 22 cu 6, spune că Elamul era faimos prin arcașii lui. Deci foarte buni arcași. Acum dați în voi să vă spun ce este în Elam, în Iran, care este în centru, face parte din centrul Iranului până în vest, deci această porțiune. În Iran, pe fostul teritoriu al Elamului, de care vorbește Scriptura, este una dintre cele mai mari baze militare iraniene, baza Basher. Baza Basher. Aceasta este cea mai mare bază de îmbogățire a uraniului, cea mai avansată, cea mai dotată și, de asemenea, este baza militară iraniană care are dotarea cea mai specială pentru lansarea rachetelor care pot să poartă încărcătură chimică, biologică sau bacteriologică și nucleară, dacă pun mâna pe uraniu de grad. De bombă. Și, în limbajul modern al armatelor de astăzi, o rachetă, știți cum mai este numită? Arc, arrow, Așa se numesc rachetele astăzi, în limbaj militar, în jargon militar, ero. Haideți să ne uităm ce se întâmplă în elam. Pentru că profeția din Ieremia nu s-a întâmplat niciodată până la ora aceasta. Înseamnă că este o profeție din vremurile din urmă, pentru că spune acolo, în vremurile de apoi. Uitați ce se va întâmpla. Poate anul acesta. Ori într-un viitor foarte, foarte apropiat. Israelul nu va sta la mila Americii, nici la mila Națiunilor Unite, nici la mila Rusiei sau a Chinei, nici la mila Europei, Israelul își va lua măsuri, așa cum și-a luat-o de două ori până acum împotriva Irakului și împotriva Siriei, care au vrut să producă armă nucleară, și Israelul va lovi bazele uh, nucleare iraniene. Însă cel mai puternic, Israel va lovi bașerul, ținutul Elamului. De ce? Uitați ce spune cuvântul Domnului. Ieremia 49 cu 37 spune: Ei va urmări cu sabia, deci va fi un război. Pentru că în, în, în Vechiul Testament sabia însemnează război. Spune cuvântul Domnului că va lovi. Puneți așa, puneți acolo pe ecran, versetul 35, versetul 35 acum. Uitați-vă la versetul 35. Spune: va lovi. Voi sfârma arcul elamului, puterea lui de căpetenie. Puterea lui de căpetenie. Uitați-vă în engleză cât de bine este tradus. Chief of their might. Este centru puterii lor. Pentru că v-am spus, Bașer are baza militară cea mai bine dotată, dotată de ruși și de chinezi, care poate să lanseze rachete chiar cu o încărcătură nucleară. Deci chief of their might. Acesta este primul loc pe care îl va lovi Israel, probabil anul acesta. Posibil anul acesta. De 10 ani tot lovește Iranul, dar probabil că anul acesta se vor grăbi fiindcă avansarea în producerea uraniului este mare în Iran, iar când Statele Unite și Europa și Rusia și China au semnat cu Iranul tratatul despre care v-am vorbit Benjamin Netanyahu, primul ministru al Israelului, a spus exact cu cuvintele pe care eu am vorbit. Este un pact naiv. Este un pact politic în care s-a semnat distrugerea Israelului. Și atunci Israel trebuie să-și ia măsuri. Și această măsură va lovi elamul, va lovi centrul Iranului, va lovi Bașerul, unde este the might of Iran's power. Centrul puterii Iranului, locul de unde se lansează rachetele. Dar uitați-vă la cuvântul Domnului, pentru că cuvântul Domnului este extraordinar. Puneți din nou versetul 35, pentru că al doilea lucru la care trebuie să vă uitați spune că voi așa vorbește Domnul știu, Iată voi sfărâmar ce arcul. Behold, I will break the bow. No, Uitați-vă la mine acum. Arcul, nu? Este un semicerc cu firul acela în care se pune ce? Săgeata. Săgeata. Uitați-vă la limbajul lui Dumnezeu. Pentru că ce urmărește Israel? Spune că nu va lovi săgeata. Ce va lovi ce? Arcul, capacitatea de lansare a rachetelor, aia o va lovi. Observați ce frumos vorbește cuvântul Domnului. Deci nu are treabă cu rachetele lor, pot să fac o mie de rachete, că dacă le-a lovit lansatorul, stau cu rachetele la soare. N-au ce să facă cu ele. Și cuvântul Domnului spune, uitați ce se întâmplă, vine vremea, și spune asta se întâmplă în vremurile din urmă, când voi lovi arcul, centrul puterii militare a Elamului, de acolo de unde toată baza lor de lansare împotriva lui Israel să-l aruncăm în mare, să-l nimicim. 3. Cauza acestei lovituri militare asupra Elamului este stârnirea mâniei Domnului. Ieremia 49 cu 37, puneți versetul 37. Uitați-vă cuvântul Domnului ce spune voi face ca locuitorii elamului să tremure înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor ce vor să-i omoare. Voi aduce nenorocirea peste ei, mânia mea aprinsă. Dați-mi voie să vă ajut puțin în profeții, pentru că mi-a asta mi-e drag, detaliile acestea pe care Duhul Sfânt, le pune așa și lumea citește și nu pricepe ce citește. Când Biblia spune că mânia mea aprinsă, Însemnează că Iranul a făcut sau este pe punct să facă ceva ce stârnește mânia lui Dumnezeu. Să stârnești mânia lui Dumnezeu este un păcat ajuns la culme. Care ar putea să fie stârnirea mâniei lui Dumnezeu? Stârnirea mâniei lui Dumnezeu, vă spun eu, în cazul de față, păcatul este acesta. Iranul vrea ca de acolo, de la Bașer, unde -o unde va lovi Israel, de acolo să lanseze rachete împotriva lui Israel și să-l nimicească. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla. Însă, faptul că au planuri nimicitoare, Dumnezeu se mânie. Și uitați de ce. Vă rog să-mi puneți pe ecran Ezechiel 35 cu 5. Și aș vrea să să se citim bine acest verset, este împotriva Edomului versetul acesta, dar, dar este valabil și pentru, pentru Iran. Zice, pentru că aveai o ură veșnică, așa, aceștia, sunt palestinieni. și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, nu fiți atenți la expresia din urmă, în vremea când nelegiuirea era la culme, Uitați-vă uitați la traducerea engleză. In the time that their iniquity had an end. Hai să vă traduc ce înseamnă profeția aceasta. Spune Domnul, eu sunt mânios pe voi pentru că eu l-am pedepsit pe Israel. Dar mânia mea împotriva lui Israel a atins sfârșitul. Nu mai sunt mânios pe Israel iar voi ați ridicat mâna împotriva lui Israel când ei și-au ispășit pe mâniei mele. A fost holocaustul și coceaia și-au ispășit. A fost ultimul, ultima pedeapsă pe care le-a dat-o Domnul. Și pentru că de atunci ai terorizat într-una când eu mi-am luat mânia de la ei. E, mânia aceasta o transfer vouă. Oricine se ridică împotriva lui Israel, de aici încolo, pentru că Israel este binecuvântat, stârnește mânia lui Dumnezeu. 4. Evenimentul militar de care vorbește profetul Ieremia este legat de zilele din urmă. Uitați-vă, Ieremia 49 cu 39. 49 cu 39. Dar în zilele de apoi, când este expresia aceasta zilele de apoi, bat it shall come to pass in the latter days. Sunt zilele cele mai de pe urmă. Deci, lovitura aceasta, dacă se întâmplă anul acesta, frate și trăim zilele cele mai de pe urmă. Ne putem trezi? Asta a dormit. Ne putem trezi? Ne putem trezi. Trăim zilele cele mai de pe urmă. Toată lumea întreabă când vine Domnul. Uitați-vă când vine Domnul. Și astea se întâmplă, spune, înainte de ziua Domnului, înainte de necaz, înainte de răpirea bisericii. 6. 5. Pasajul acesta cu Elamul, care este Iranul, centrul și până în vestul Iranului, Bașerul, implică o contaminare nucleară. Versetul 36, vă rog să-l puneți acolo pe ecran voi aduce asupra elam, elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului. Îi voi risipi în toate vânturile acestea și nu va fi niciun popor la care să n-ajungă fugare din elam. Cele patru vânturi, frate și suror, și domnul, însemnează că lovind bașerul, cea mai puternică centrală nucleară iraniană, de acolo se scapă radiații nucleare. Iar vântul, este puterea pe care Dumnezeu o folosește să împrăștie aceste radiații nucleare, cele patru vânturi. Datorită acestei împrăștieri nucleare, rezultatul este că populația care supraviețuiește fuge. Vom asista la un val de emigranți care vor cere din să fie primiți pentru că nu vor putea trăi într-o zonă contaminată. Nordul rămâne neafectat în Iran, dar aici asistăm la o ă, contaminare nucleară care va face ca ă, populația care supraviețuiește acestui atac al lui Israel să ceară azil politic. Vor veni și în America. Aceasta trebuie să vă spună și să ne spună următorul lucru. Faptul că în Psalmul 83, coaliția care vine împotriva lui Israel, nu cuprinde în ea Iranul, Iranul nu este menționat acolo, însemnează că atacul lui Israel împotriva Elamului, Iranului, Abasherului, are loc înaintea conflictului dintre cele 10 națiuni menționate în Psalmul 83, popoare arabe din jur, așa, Egiptul, Iordania, Siria, Libanul, Arabia Saudită, Irakul, vor veni împotriva lui Israel. Iranul lipsește de acolo, pentru că Iranul este incapacitat militar. Și fiind incapacitat militar, nu se duce împotriva lui Israel în această coaliție. Dar, cu ajutorul Rusiei și Chinei, Iranul va face eforturi uriașe să se refacă militar și va veni împotriva lui Israel după conflictul din Psalmul 83, în ceea ce se numește războiul lui Gog, prieten cu dumneavoastră. Ezechiel 38 și 39. Și Prin urmare, fie în acest an în care am intrat, de 10 ani se vorbește despre un conflict între Israel și Iran, fie într-un viitor foarte, foarte apropiat. Lucrul acesta se va avea loc negre și nimeni să nu se îndoiască că nu va avea loc. Israel va lua măsuri de autoapărare, va lovi Elamul, adică centrul Iranului, unde este cea mai puternică bază militară iraniană, Basheru, cu dispozitive de aruncătoare de rachete, de aeros, va sfârma aceste aruncătoare. Rezultatul va fi o contaminare nucleară care va crea o emigrație masivă și care va incapacita Iranul militar pentru o vreme scurtă, însă se va ridica să vină, așa cum am spus, împotriva lui Israel. Este primul aspect profetic despre care vă vorbesc la această perspectivă 2014. În al doilea rând, al doilea aspect profetic despre care vă vor, vreau să vă vorbesc este luna de culoarea sângelui. Luna de culoarea sângelui. Ioel, capitolul 2, versetele 30 și 31. Pune și pe ecran, pentru cei ce sunteți cu mine în biserică, pe cei ce vă uitați la internet, de asemenea, și am să citesc cuvântul Domnului pentru dumneavoastră care ne urmăriți la radio sau uh, ne ascultați pe CD-uri. Ia ascultați acest pasaj biblic și o să vă surprindă ce se întâmplă anul acesta, cu adevărat, fără nicio îndoială. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlpi de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, adică eclipsă totală de lună, asta înseamnă luna în sânge, pentru că atunci când este eclipsă totală de lună, zona aceea care trebuia să fie luna se vede o, o, o minge roșiatică. Și spune cuvântul Domnului, notați aceasta, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Deci iată că avem semne care ne spun cât de aproape este sfârșitul. Semne care toată lumea le poate vedea. Înainte spune să vină sfârșitul, vor fi conflicte militare în Orientul Mijlociu, dar se va întâmpla ceva în soare, în lună, pe cer aș vrea să notați dumneavoastră. Anul 2014 și anul 2015 va rămâne în istoria omenirii drept anul, notați acest termen, tetrardului cosmic. Tetrard. Tetra înseamnă patru. Deci anul tetrardului cosmic. Specific. În anul 2014 și în anul 2015, frașestorilor, doamnelor și domnilor, vom asista la patru eclipse totale de lună și la două eclipse de soare, una totală și una parțială. Până aici, nimic nou, au mai fost eclipse și vor mai fi. Diferența mare dintre eclipsele care au fost și ce urmează să se întâmple anul acesta, este că toate aceste evenimente cad exact în sărbători iudaice. Exact în sărbători iudaici. Notați! Anul acesta, la 15 aprilie 2014, în ziua de Paștele Evreilor, anul Paștele noastre vor fi cu o săptămână după, la 15 aprilie 2014, va avea loc o eclipsă totală de lună. Cum spune Ioel, luna se preface în sânge. Ioel 3 cu 3, partea 2. Deci de Paște de Iudaici. Notați. La 8 octombrie 2014, de Sucot sau sărbătoarea corturilor, o eclipsă totală de lună, din nou. Deci ca să se întâmple evenimentele acestea cosmice în sărbătorile iudaice, este un lucru care este extrem de rar, la sute de ani odată. La 20 martie 2015, o eclipsă totală de soare, sau soarele se va preface în întuneric, eu el 3 cu 31, parte 1, sau cum spune în Apocalips 6 cu 12, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, Luna s-a făcut tot în sânge. Și data aceasta, despre care vă vorbesc, 20 martie 2015 este anul nou religios iudaic. Deci la anul nou religios iudaic. O eclipsă totală de soare. La 4 aprilie 2015, din nou de Paștele iudaice. Asta este mirarea. Din nou de Paștele iudaice o eclipsă totală de lună. 13 septembrie 2015, de Roș Hașana, sau sărbătoarea trâmbițelor, o eclipsă parțială de soare, pentru că apoi tetrardul cele patru eclipse de lună, la 28 septembrie 2015, de Sucot, din nou la sărbătoarea corturilor, o eclipsă totală de lună. Ce însemnează aceasta? Ce vrea să spun aceasta? Am să vă spun din cuvântul Domnului ce însemnează. Și apoi, dumneavoastră, hotărâți ce vă îndeamnă inima dumneavoastră. Când Dumnezeu a creat soarele și lună, pe lângă acela de a fi luminători, și a încălzit pământul, soarele și luna trebuiau să îndeplinească patru funcții principale. Să arate semne, să arate vremuri, să arate zile și să arate ani. Este în Geneza 1 cu 14. Geneza 1 cu 14. Semne, vremuri, zile și ani. Termenul ebraic pentru semn, din Geneza, 1 cu 14, este oth". Oth. Însemnează, notați aceasta, semn miraculos, avertizare divină. Deci trebuie să fie o avertizare divină. Termenul ebraic pentru vremuri, din același pasaj, Geneza 1 cu 14, este MOVEED însemnează timp programat, timp planificat, în engleză, an appointed time. Timp desemnat de sus pentru un eveniment mare. Același termen este folosit în Scriptură, în Levitic, capitolul 23, când sărbătorile iudaice se numesc Moved, adică timp planificat de Dumnezeu în cele șapte sărbători iudaice să se întâlnească cu poporul evreu. Țineți minte acest lucru. Timp planificat de Dumnezeu să se întâlnească cu poporul în șapte sărbători udaice. Și aceste evenimente cad la sărbători udaice, Paște, Sucot, Corturi, Eclipsele cele patru. Apoi soarele și lună au fost create să arate zilele și ani. De aceea trebuie să ne uităm și la soare și la lună, nu să facem astrologie. Și să înțelegem ce vrea Domnul să ne anunțe prin soare și lună, pentru că știți ce se întâmplă? Domnul Iisus Hristos a fost supărat pe generația sa, despre care a zis, Matei 16, 1 la 3, voi înțelegeți când e vreme bună și când e vreme rea, după ce? După semne din cer. Și este corect ce citiți. Cum de nu citiți semnele mai bine și să vedeți că aceste semne au vorbit de mine, să mă nasc eu. În limba greacă a Noului Testament, nu vreau să vă obosesc, dar este bine să știți niște lucruri, avem trei termeni pentru timp. Primul este aion. Matei 24 cu 3. Cornilescu traduce viacul acesta. La fel, Biblia traduce de ortodoxe. Asta înseamnă epocă, ciclu astronomic a Ion. Era. Cronos e al doilea termen, fapte 1 cu 7. Este tradus de cu vremuri, la fel Biserica Romano-Catolică îl traduce, de unde avem cronograf, înseamnă timp în mișcare. Se referă la perioade desemnate de timp. Și apoi este Cairos, Matei 8 cu 28 la 29, însemnează timp fix. Timp fix. Este interesant, și ascultați-mă bine, dragii mei, că oamenii dau din număr, fac grimase pe față. Să crezi tu, tu. Este interesant că demonii cunosc timpul și oamenii nu vor să cunoscă. Pentru că dacă vă uitați în Matei 8, 28 și 29, acolo este Cairo, spuneți pe ecran Matei 8, 28 și 29, când a ajuns Isus de partea cealaltă, în Ținutul Gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige. Dar fiți atenți ce strigă. Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, fiul lui David? Acesta este ce vreau să vă spun. Ai venit aici să ne chinuiești? Ce zice? Înainte de vreme. Demonii știu că este un timp fix în care Domnul ia de ureche și îi pune la prăjit. Vorbesc așa ca să vă treziți. Îi pune în iad. Știu de timpul acesta. Dar oamenii nu înțeleg timpurile. Haideți să ne uităm din nou în Biblie și în istorie și veți înțelege de ce tetrardul, cele patru eclipse de lună în sărbătoriu daice, 2014-2015, și cele două eclipse de soare în sărbătoriu daice, sunt împliniri profetice înainte de răpirea bisericii la cer. Răpirea bisericii e aici pe noi, frate și surori. de -aia ne trebuie pocăință. Ne trebuie pocăință. Domnul a spus, v-am dat soarele și luna să vă servească drept semne. Avertizări divine. Profetul Ioel spune, în vremurile din urmă vor fi semne, în cer și pe pământ, luna se va transforma în sânge și soarele în întuneric înaintea zilei Domnului, înainte de recazul cel mare. Dacă vă uitați cu mine în istorie, dacă ne uităm împreună în istorie, vom găsi următoarele lucruri. Potrivit datelor astronomice publicate de NASA. Deci nu sunt religioase, ca să spună cineva că sunt religioase. Și aceasta mai ales pentru tine care spui că ești om de știință și tu nu te uiți la lucrurile acestea. Ia uite ce spune NASA. Potrivit datelor astronomice puse la dispoziția publicului general de către NASA, tetradele, adică patru eclipse, să se întâmple în aceleași sărbători. Este un fenomen foarte rar în istorie care se întâmplă la sute de ani odată. Dar un fenomen care se poate amplifica în timpurile noastre. Asta este important, că se poate amplifica în timpurile noastre. Și acum hai să vă citesc din istorie. În anul 33 după Hristos a apărut un tetrard. Ce s-a întâmplat atunci? A murit Isus. Deci când a avut loc acest tetrard, patru eclipse de lună la Sărbătoriu Daice, anul 33 după Hristos este anul în care a fost răstignit Isus Hristos. Anul 165 după Hristos. Un alt tetrard. Ce s-a întâmplat? Deci tot în Sărbătoriu Daice a căzut. Evreii au fost dispersați în toată Europa, iar Europa a fost bântuită de ciumi devastatoare. Apoi n-au mai fost tetrarde în 1493. 1494. Din nou, patru eclipse de lună totale în sărbătoriu daice. Știți ce s-a întâmplat? 1492-1493 evreii au fost expulzați din Spania și împotriva evreilor Biserica Romano-catolică a dezrănțuit cea mai odioasă crimă, Inchiziția Romano-catolică. Deci, de fiecare dată când se întâmplă un eveniment de felul acesta, evreii au avut de suferit. 1949-1950 este un alt tetrard. Deci foarte recent. Ce s-a întâmplat? A avut loc fondarea statului evreu și războaile iudaice. Apoi, ultimul tetrard care a avut loc, 1967-1968. Ce s-a întâmplat? Războiul de șase zile în Israel, și recucerirea Ierusalimului de către Israel. Acum, întrebarea mea este aceasta. În anul în care am intrat astăzi, vor fi două eclipse totale de lună, în sărbătorii de la Paști, la Sucot, la Corturi, anul viitor, din nou, o eclipsă de soare totală, în martie, la anul uh, nou religios, și apoi la Roșașana, în septembrie. Ce vrea să ne spună prin aceasta Dumnezeu? Dacă în toate celelalte evenimente, în toate celelalte tetrarde, s-au întâmplat probleme în istoria lui Israel. Ce vrea să ne spună? Știți ce cred eu că vrea să ne spună? Cred că vrea să ne spună că acest conflict dintre Israel și Iran este iminent, conflictul dintre Israel și coaliția anti din Psalmul, 83 este iminent, roiul de albine va veni împotriva lui Israel, vrea să ne spună că venirea Domnului nostru Isus Hristos este așa cum spune Sfânta Scriptură, chiar la uși. Pentru că înainte să, înceapă, înainte să înceapă necazul în cel mare, Biserica va fi răpită la cer în ciuda celorlalte teorii care circulă că biserica va trece prin necaz, că trebuie să purificată. Frați și surori, doamnelor și domnilor, să nu predicăm bazme băbești. Biserica este purificată doar de sângele Domnului Iisus Hristos și de cuvântul lui Dumnezeu. Necazul nu te purifică. Dumnezeu nu are purificatori uh, uh, din detergență. N-aș vrea să fiu înțeles că pun date, dar vreau să vă prezint o profeție iudaică. O profeție iudaică. Autorul evreu, neam de origine evreu, Ludwig Schneider, a scris un articol special în revista Israel Today în martie 2008. Deci unde este informația despre care vă vorbesc? Și Ludwig Schneider, în această revistă iudaică, Israel Today, vorbește despre un rabin celebru care, pe lângă faptul că a trăit o viață sfântă și a făcut comentarii profunde în Scriptură, rabinul acesta, spune Ludwig Schneider, a fost și profet. Ne uitați-vă acum, Numele lui este Judah Ben Samuel. Judah Ben Samuel. A murit în anul 1217 după Hristos. În anul morții sale, 1217, Judah Ben Samuel a rostit o profeție despre care a zis să se scrie și să se urmărească că ea se va împlini negreșit. Și acum vă citesc profeția. Zice Iuda ben Samuel, în 1217. Un imperiu turc se va naște curând. Nu era imperiu otoman pe vremea aceea. Și acest imperiu va fi o groază pentru Europa pentru sute de ani. Imperiul turc s-a format în anul 1300, fondatorul Imperiului Turc sau Otoman este sultanul Utman și europenii au spus Otoman, de deci ce este Imperiul Otoman, deci fondatorul este Utman, Otoman. Dar asta se spune Iuda ben Samuel. Iuda ben Samuel a afirmat și a zis așa, după șase jubilee, un jubileu este 50 de ani. În Biblia, Cordinescu este tradus anul de veselie. Deci, așa e tradus, jubileu, an de veselie. După șase jubilee, o a 50 de ani, adică după câte sute de ani? 300. Bun, bine că sunteți cu mine. Deci, după șase, după șase jubilee, orașul sfânt, Ierusalim, va fi cucerit de acest imperiu turc. În adevăr, uitați-vă în istorie. În anul 1000. 517 Turcii au cucerit Orientul Mijlociu și au cucerit Ierusalimul. 1517. Exact cum a zis el. 6 jubilei de la moartea mea, 300 de ani de la moartea mea. El a murit în 1217. Și își continuă profeția. Apoi, timp de 8 jubilee, 8 ori 5 cât? 400 de ani. Deci, timp de 8 jubilee turcii vor stăpâni peste orașul sfânt. Asta pică până când? Până în 1917. Și exact așa este istoria. În 1917, englezii i-au bătut pe turci și i-au alungat din Orientul Mijlociu. S-a împlinit la zi, ce a spus Giuda ben Samuel. Și lucrul acesta s-a întâmplat sub generalul englez Allenby, care pentru prima dată în istoria omenirii a folosit avionul, aviația în război. A trimis războaie deasupra Ierusalim, avioane deasupra Ierusalimului cu flyere și flyerele acestea, în flyerele acestea a scris populației predați-vă, populația turcă, predați-vă că dacă vă predați nu va fi vărsare de sânge. Dacă nu vă predați, Nimicii în orașul. Oricum, turcii erau uh, niște uh, idioți, niște inculți, niște analfabeți. Uh, cei ce au putut să citească, uh, au citit flyer și ce au văzut că au căzut din avion. N-am văzut avioane până atunci, că n avea de unde să vezi avioane. Și pe avion scria mare, general, semnat și pe, pe flyer, semnat general Alembi, i-au citit Allah Bey, că vine, vine de la fiul lui Alah. Bey, Bey înseamnă fiul lui Alah. Și s-au predat fără vărsare de sânge, pentru că așa scrie în Isaia 31 cu 5, puneți în pe ecran, ne uitați ce spune Isaia 31 cu 5, istoria e frumoasă, mă trebuie cunoscută, dar prorușiile sunt mai frumoase, pentru că Dumnezeu le-a văzut din timp. Cum își întind păsările, aripile peste puii lor, i -auziți? Așa va ocroti Domnul oștirilor Ierusalimul, îl va ocroti și îl va izbăvi, îl va cruța și îl va mântui cum și-a întins păsările aripile, așa s-au întins avioanele cu aripile lor pentru prima dată în istorie și Ierusalimul a fost în sfârșit cucerit fără război. Mai departe, Giuda Ben Samuel spune următorul lucru. După ce turcii vor fi izgoniți, după 400 de ani, timp de un jubileu, adică câți ani? 50. După alungarea turcilor, Ierusalimul va rămâne ca o țară sau ca un pământ al nimănui. Și, într-adevăr, chiar dacă în 1948 s-a fondat statul evreu, Ierusalimul era administrat de către iordanieni, de către uh, uh, regele uh, Hașemit al Iordaniei și Muntele Sfânt, acolo unde a fost templu, a fost transformat în iesle pentru hergeliile de cai ale Iordaniei. O țară a nimănui. 50 de ani ce din 1917? Până când? 1967. Exact când Ierusalimul a fost recucerit. Și ultima parte a profeției lui Judah Ben Samuel spune în felul următor. După aceasta, Va mai trece încă un jubileu și Mesia va veni și va instaura era mesianică pentru poporul său. Adică în 2017. Este în obiceiul lui Dumnezeu, frașii și surori, doamnelor și domnilor, și aș vrea să notat acest lucru, Uitați-vă în Ieremia 25 cu 11, Ieremia 29 cu 10, Daniel 9 cu 2, Geneza 15 cu 13, că atunci când Dumnezeu a vorbit cu Israel, la Israel i-a vorbit cu date precise, să știe ce să se aștepte. 70 de ani de robie, 400 de ani de robie. Bisericii nu îi spune nimic cu date, de aceea spune că venirea lui va fi ca un hoț, când nimeni nu se așteaptă, Ziua Domnului va veni însă ca un host noaptea, însă pentru Israel datele sunt exacte, nu pentru Biserică. Nu vreau să spun că în, în 2017 va veni Domnul, că poate veni în noaptea aceasta. Și mă rog să vin acum. Dar vreau să spun că inclusiv, inclusiv în teologia iudaică, venirea lui Mesia este în aceste zile când se întâmplă sub ochii noștri evenimente care nu s-au întâmplat de sute de ani. 3. Și cu aceasta voi încheia identitatea Americii în profețiile biblice. Mai puteți merge cu mine? Yes. Okay. Una din întrebările mari ale oamenilor de pretutin, de mai ales cei ce cunosc profețiile, este aceasta. Este America în profeții? Dacă este, unde o putem găsi? Și cred că este și o întrebare a dumneavoastră, pentru că trăim în America. Este un colos economic, chiar dacă este în criză, este un colos economic uriaș. Este cea mai mare putere militară din lume. Este țara cu cea mai mare influență din lume. Despre Israel, care e un stat mic, în Biblie scrie de 2302 ori despre Gaza, ținutul acesta palestinian, așa, care este o fâșie de pământ de 140.000 de mile pătrate, în Biblie scrie de 44 de ori. Cum de nu scrie despre America, colosul acesta din vremurile sfârșitului? Potrivit cercetătorilor scripturii în domeniul escatologic, adică zilele din urmă, sunt șase puncte de vedere în ce privește America în profeții. Șase puncte de vedere. Primul, America este în profeții, spun unii teologi, și ea trebuie identificată cu națiunea din Isaia 18, 1 la 2. Puneți pe ecran, Isaia 18, la 2. Citesc pasajul și ne uităm. Vai de tine, țară, în care răsună zângănii de arme, și care ești dincolo de râurile Etiopiei. Tu, care trimiți soli pe mare, în corâbii de papură, care plutesc pe luciu apelor, duceți-vă, soliuți, la neamul acela tare și puternic, la poporul acela înfricoșat de la începutul lui, neam puternic care zdrobește totul, și a cărui țară este tăiată de râuri. Cuvintele cheie pe care teologii le-au găsit în pasajul acesta și au identificat America sunt acestea. Țară în care răsune zângăni de arme. În ebraică scrie țară care are aripi deasupra ei din care s aude huruit. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă o aviație comercială și militară cum nu mai există în lume. Deci țară care are peste ea aripi sub care se aude un huruit puternic. Deci lucrul acesta ar identifica America. 2. Țară care ești dincolo de râurile Etiopiei. America este la vest de Etiopia. Etiopia este Etiopia. 3. Țară care trimite soli pe mare. Versetul 2, partea a doua. Aceasta ar vorbi despre puterea maritimă fără egală a Americii, pentru că America a împânzit oceanele și mările lumii cu nave de război și cu submarine. Mai departe, neamul acela tare și puternic, versetul 2, partea a doua, aceasta ar vorbi despre statutul de superputere al Americii și trebuie America identificată acolo. Altul, la poporul acela am fricoșat de la începuturile lui, neam puternic care zdrobește totul. Versetul 2, partea finală. America este cotată puterea militară cea mai mare a lumii și, într-adevăr, peste tot pe unde se duc, fac probleme. Pe de altă parte, o alt indiciu în profeția lui Isaia 18, ce țară care este tăiată de râuri. America este brăzdată de mii de râuri. Sunt teologi care văd în, acest, în, această profeție America. Este greu de identificat America, vă spun de ce, pentru că în Isaia, capitolul 15 la 19, eu am citit din capitolul 18 acum Isaia, dar în capitolul 15 la 19 în Isaia vorbește despre țări din Orientul Mijlociu. Cum dintr-o dată înserează America în acest, în acest pasaj, este greu de înțeles mai degrabă se referă la Cuș, Libia, dar Libia nu îndeplinește aceste condiții și mai ales că Libia este un pustiu, nu are râuri, nu are putere militară, nu are nimic. Posibil că e America acolo. 2. America poate fi identificată în națiunea numită Babilonul cel Mare, din Apocalips 18, 9 la 11, Ieremia, capitolele 50 și 51. Să citim împărații pământului care au curvit și s-au dezmerdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul la arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe, de frică, să nu cadă în chinul ei și vor zice, vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Negustorii pământului o plâng și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Unul din supratitlurile cu care New York este cunoscut în analele economice este The New Babylon, Noul Babilon. Profeția aceasta se potrivește foarte bine cu September 11, 2001, când fumul două turnuri care au căzut dintr-o dată a ținut și aviația și lumea marină de o parte, nu N au putut să intre nimeni în America, ca să se toți comercianții se uitau cum e să fum din America, cum de America, cum de New York, cu Babilonul cel mare. Este capitala financiară a Americii și este cel mai mare centru financiar din lume. Dar între timp, între timp și New york și America s-a refăcut și nu poate să fie evenimentul din 2001 aplicat aici. Dar dacă ne uităm în profețiile din Apocalipsă 18 și Ieremia 50 și 51 sunt elemente pe care, care pe unii teologi i-a convins că acesta vorbește nu despre Babilonul Irakul de astăzi și nici despre Roma, care este Babilon spiritual, catolicismul, ci despre un Babilon economic care este America. Hai să vă dau câteva detalii. Unu, America la fel ca Babilonul biblic este un centru economic mondial. Apocalips 18 cu 3, dacă vreți să puneți pe ecran. Ca să, să citim și să, să puteți să vă uh, edificați. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei și împărații pământului au curvit cu ea, este o terminologie grea, și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Asta este un adevăr. Dacă vrea cineva să progreseze, un stat să progreseze, dacă poate să intre cu marfa pe piața americană, este făcut. N-a putut să intre pe piața americană, nu poate fi. 2. America, la fel ca Babilonul, este capitala divertizmentului mondial. Apocalips 18 cu 22, dacă vreți să puneți pe ecran, 18 cu 22. Și nu se va mai auzi în tine nici sune de alăute, nici cântec din instrumente, nici cântă, cântăreți cu fluierul lui și nici cântători, cântărețe din, din trâmbițe. Deci este un centru al divertizmentului mondial. Hollywoodul este acest centru, America este centrul divertizmentului mondial. Trei, Sau un alt aspect. Un atac militar cu smart bombs sau arme teleghidate electronic, potrivit de 1050 cu 9, probabil venite din partea Rusiei sau a sateliților ei, vor paraliza economic America. cu 59. Babilonul are catată pe Nimrod. Vreau să-mi puneți pe ecran Ieremia 50 cu 12. Deci când Babilonul a fost construit, a fost construit de Nimrod și de aceea Babilonul are ca tată pe Nimrod. Dar uitați ce vă spune aici, zice, mama voastră este acoperită de rușine, cea care va a născut roșește de rușine. Babilonul de care vorbește Ieremia și Apocalipsa are mamă, nu are tată. Și este neobișnuit în Scriptură. Or, mama Americii cine este? Anglia. Nu vă fie frică, este Anglia. Deci mama voastră care va a născut. Nu este vorba de Irak, se vede. Nu este vorba de Roma. Apoi, Babilonul american este un conglomerat multinațional. Remia 50 cu 16, puneți. 50 cu 16. Deci, nimicis cu desăvârșire din Babilon pe cel ce seamănă și pe cel ce Mânuiește secerea la vremea secerișului. Fiți atenți aten acolo, să nu vă speriați. Înaintea săbiei nemicitorului, fiecare să se întoarcă la poporul său, fiecare să fugă spre țara lui, la români. Deci este un conglomerat multinacional, Babilonul acesta. Mai departe. Un atac nuclear, posibil din submarine cu încărcătură nucleară, rusești lovesc Babilonul, America, provocând tsunami devastatoare. Puneți-mi Ieremia 51 cu 42. Ieremia 51 cu 42, acoperind cea mai mare parte din uh, suprafața Americii. Spune, Marea s-a înălțat peste Babilon. Babilonul a fost acoperit de mulțimea valurilor sale. Irakul, frașesorilor, doamnelor și domnilor, are numai o mică porțiune de ieșire la Golful Persic. Dar se vede că Babilonul acesta este la mare și ceva trebuie să se întâmple o explozie nucleară probabil, care provoacă un tsunami foarte mare altul, Babilonul America este o unealtă politică hotărătoare în mâna Domnului în zilele din urmă, Ieremia 50 cu două, 51 cu 20 Ieremia 51 cu 20 dacă puneți pe ecran tu mi-ai fost un ciocan și o unealtă um. Deci două lucruri spune că a fost Babilonul acesta, în mâna lui Dumnezeu. Un ciocan. Ciocanul, știți ce este? Este o unealtă hotărătoare. Când judecătorul ia ciocanul și lovește în masă, ce a zis? S-a sfârșit. Orice guvern care se formează la ora actuală în lume, primul lucru pe care îl caută este să vină la Washington. Președintele vine la Washington, primul ministru vine la Washington. Și dacă ciocanul american zice, va aprob, merg. Spune nu, să chinuie. Deci este un popor care parafiază situația politică mondială și o unealtă nimicitoare. America nu este o poziție militară mare. Și... Pe de altă parte, Ieremia 51 cu 53, Babilonul, America, este un stat într-o fază avansată uh, uh, cu program spațial. Program spațial. Ieremia 51 cu 53. Chiar dacă Babilonul s-ar înălța până la ceruri, ori Iracul este destul de primitiv ca să aibă rachete, au numai din alea care se somoare unul pe altul, chiar dacă ar face cu neputință de ajuns cetățile lui cele înalte, tot voi trimite pe pustitorul împotriva lui, zice Domnul. Deci probleme spațiale. 3. America este țara celor 10 triburi israelite pierdute. Știți dumneavoastră că um, 10 triburi israeliene, regatul de nord, Ruben, Isahar, Zabulon, Dan, Neftali, Gand, Asher, Efraim, Manase și Levi. Ruben, nu care este la noi la biserică, este tribul lui Ruben. Um, au fost deportați de împăratul Salman Asara la al Asiriei, potrivit 2 împărat 17, 1 la 23. Este o teorie foarte deșucheată, care se numește teoria israelismul britanic sau anglo-israelismul. Și nu sunt baze biblice, dar sunt oameni care vorbesc și spun cele 10 triburi s-au refugiat, au fugit și au nimerit în Anglia. Și în Anglia au fondat dinastia regală engleză de astăzi, de acolo au ajuns în America, în Canada, în Australia. Uh, cred că sunt povești băbești. Acest este un argument care nu onorează America, nu are bază biblică. 4. America este vulturul din Apocalips 12, versetele 13 la 17. În cuvântul Domnului spune în Apocalips 12 că în timpul necazului celui mare, o rămășiță din Israel uh, va scăpa. O rămășiță din Israel va scăpa. Uh, și știm bine unde va scăpa. Spune cuvântul Domnului că va scăpa în pustie. În pustie. Apocalipsa 12 cu 14, dacă puneți pe ecran, pentru că acela este versetul asupra căruia se insistă. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătatea unei vreme, adică trei ani și jumătate, departe de fața șarpelui al lui anticrist. Vulturul cel mare cu aripile, emblema Americii este vulturul. Și de aici sunt cercetori ai Bibliei care spun că America fiind prietenă cu Israel, în timpul necazului celui mare își va aduce aminte că e prietenă cu Israel și va pune la dispoziția lui Israel aviația americană ca să ia refugiați și să-i ducă în Iordania. Pentru că știm că în Iordania îi va duce, în Petra. În Petra. De ce știm că acolo îi va duce? Știm pentru faptul că Biblia, tocmai lucrul acesta ne-l... ne l ne-l spune. Psalmul uh, uh, 60 cu versetul 9, dacă vreți să-l puneți pe ecran și o să o să, să vi-l prezint în contradistinție cu ceea ce uh, pastorul Claudiu a citit astăzi din Psalmul 132 cu versetul 13. Ce cine mă va duce în cetate întărită? Întreabă David care iubește Ierusalimul să-și dea viața pentru el. Dar care cetatea? Cine mă va duce unde? În Edom, în Edom, pe când îmi seam 132 cu versetul 13, spune, Domnul a ales Sionul pentru totdeauna, adică Ierusalim. În cuvântul Domnului, în, în Daniel, capitolul 11 cu versetul 44, spune că anticrist nu va avea jurisdicție asupra Moabului, Amonului și Edomului. Pentru că Domnul va răscumpăra ținutul acesta care a fost dat semințiilor lui Israel. Își va ronca păpucul, o știți foarte bine pentru că v-am spus la vremea potrivită, și va salva această porțiune. Iar uh, cuvântul Domnului ne spune uh, că atunci când Israel va, uh, se va refugia din fața persecuției lui anticrist, uh, Domnul va interveni supranatural. Rămășița aceea va fi salvată supranatural și va fugi unde? Într-un loc mai aproape, unde, unde anticrist nu are jurisdicție. În Petra, în în Isaia 63, 1 la 6, ni se spune lucrul acesta, pentru că atunci când vine Domnul la doua oară pentru Israel, să știți că primul loc unde se coboară, de aceea este între venirea Domnului pentru Israel și venirea Domnului pentru biserică. Sunt șapte ani distanță între acestea. Când Domnul vine pentru Israel, el coboară pe muntele măslinilor, dar înainte să coboare pe muntele măslinilor, aș vrea să vă spun că Domnul se duce în Petra, nu pe muntele măslinilor. Spuneți Isaia 61, 63 cu 1 la 6. Se duce în Petra. Cine este acesta care vine de unde? Din Edom! <laughs> Din Boțra sau Petra. În haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui. Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să-i izbăvesc. Next. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celor ce calcă în eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea, așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-am mânjit hainele mele cu el. Mai departe căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Dumnezeu s-a judecat cu anticrist, l-a trimis în adânc cu popoarele adunate împotriva lui Israel la Armagedon, după ce nimiceste aceste popoare, Domnul Iisus Hristos spune cu suflarea gurii lui, se duce în Petra, acolo unde e rămășița. Acolo se revelează lor și spune, eu sunt cel pe care l-ați răstignit. Așa cum zice profetul Zaharia, vor vedea pe cel pe care l-au răstignit și împreună cu ei vine pe muntele măslinilor. Asta este a doua venire. Pe când pentru biserică venirea lui este un eveniment de jos în sus, ne întâlnim în văzduh cu el. Așa, cum spunea fratele uh, Leonard seară. în orice caz însă nu în seatră, chiar dacă e noros. Așa. Cinci. America este văzută în puii de lei din Ezechiel 38 cu 13. Seba și Dedan, Dan, din Tars și toți puii de lei, îți vor zice, vii să iei pradă pentru jafții adunatoare, mulțimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuții și să faci o pradă mare? Situația este următoarea, frași și surori, doamnelor și domnilor. Înainte să se întâmple războiul lui Gog, cum am spus, Israel va lovi Iranul. Îl va incapacita militar. Ca dovadă, ca urmare a lovirii Iranului, popoarele arabe din jur, Psalmul 83, se vor uh, uni împreună să nimicească pe Israel. Și în acest război, ei vin împotriva lui Israel, nu Israel merge împotriva lor. În acest război, cum vă spuneam la vremea potrivită, Israel va nimici Iordania, Siria, Libanul, nordul Egiptului, sudul Irakului și Arabia Saudită, unde e Seba și Dedan. Și datorită acestei nimiciri, acestui război puternic, Israel, în sfârșit, intră în posesia teritoriilor de care i-a vorbit domnului Avraam. Israel pune mâna pe avuții imense și, de asemenea, bogățiile petrolului trec în protecția lui Israel. Datorită acestui eveniment mondial, ONU va interveni și va pune o armată în Israel, o armată în Israel, care să uh, supravegheze acum noua situație creată în Orientul Mijlociu. Ori pentru că aici Biblia spune că în armata aceasta sunt implicați Seba, de Dan și Tarșiș cu puii lui de Seba și Dedan e Arabia Saudită, deci peste Arabia Saudită Israel cucerește și își pune guvernator acolo. Dar rămâne un contingent arab care este sub comanda lui Israel. Uh, Tarsis au fost două orașe în Antichitate stabilite amândouă de către fenicieni Fenicienii au fost mari uh, exploratori ai mărilor Și pentru că se descoperise bronzul Bronzul ce însemnează un aliaj de cupru cu cositor Și bronzul este foarte dur, cupru este moale pentru că s-a descoperit bronzul, oamenii și-au dat seama că au nevoie de cositor ca să facă noul aliaj, bronzul pentru arme, pentru tot ce le trebuia lor. Fenicienii s-au dus să caute bronz și au găsit au, cositor, și au găsit cositor în, în, Spania și au găsit cositor în Britania, în Anglia de astăzi. Iar locul unde au găsit cositor l-au numit Tarșiș, pentru că Tarșiș însemnează ținut cu cositor în limba feniciană. Iar pentru că aici spune că este vorba de, de cu puii lui de leu, este evident că aluzia este făcută la tarșiș din Anglia. Simbolul Angliei este leul și când spune tarșiș cu puii lui de leu, puii de leu, Anglie, cine sunt? America, Anglia, a, deci Canada, Australia. Deci va fi un contingent ONU format din americani, englezi, canadieni, australieni, în care evreii au încredere. Și aceștia vor fi în Israel, când rușii împreună cu Iranul vor veni împotriva lui Israel. Și se vede că sunt acolo pentru că zice, ai venit, dacă ai venit înseamnă că eu era acolo deja, să iei pradă, să jefuiești, pentru că știi că acum poporul acesta este bogat. Ori aici putem să identificăm foarte bine America, Anglia, și lumea engleză, de aceea America este în aceste profeții. Și apoi, ultima profeție pe care vă spun, unde America poate să fie văzută, este în Ioel, capitolul 3, versetele 1 la 2, America este identificată în acest pasaj biblic, am să-l citesc, poate îl urmăriți și pe ecran, căci că în zilele acelea și în vremile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii de război lui Iuda, deci este vorba de aceste zile pe care noi le trăim, i-a adus înapoi și a Ierusalimului. Voi strânge pe toate neamurile, însemnează că vine Armagedonul foarte repede, judecata, toate neamurile în valea lui Iosafat, asta este Armagedon. Acolo mă voi judeca cu ele, uitați pentru ce. Pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea nu este nici a evreilor Israel, nu este nici a arabilor cum vor ei, a musulmanilor este a Domnului. Domnul și-a ales locul acesta de pe pământ și are dreptul să aibă proprietate că el l-a făcut. Ok? Pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ei țara mea. Ce se întâmplă? La ora actuală, America este în fruntea acestei parade, scuzați-mi expresia, idiote, prin președintele Bush roadmap to peace. Adică drumul marcat pentru pace. Și ce cere președintele Bush, ce a cerut și a rămas în picioare, cere ca Israel să se retragă în ținutul din înainte de 1967, numai 9000 de square miles, 9000 de mile pătrate, și restul să dea palestinienilor că se formează stat palestinian nu se va întâmpla lucrul acesta ori de se întâmplă pentru o scurtă scurtă perioadă dar cuvântul Domnului spune aici așa pentru că au împărțit moștenirea mea cei cu care, care fac acest lucru și împărțesc moștenirea mea și America este în frunte cu aceștia mă voi judeca Dumnezeu se va judeca cu țara aceasta America este aici. Este în Ezechiel 38, este și în Isaia 18. Este o putere mare, dar această putere se vede că este nevegătoare. Administrația de la Washington este o administrație la ora actuală irresponsabilă față de Israel și datorită acestui fapt nu face altceva decât să aducă necaz peste țara aceasta. Bine este că noi ne ducem de aici. Nu mergem în România. Mergem acasă la Domnul. Toate acestea se întâmplă despre care v-am vorbit înainte să vină ziua cea înfricoșată a Domnului, necazul cel mare. Dar vreau să vă spun din nou, răpirea bisericii trebuie să se producă cu cel puțin 4-5 ani înainte de începerea necazului celui mare. Cât de aproape suntem? Foarte aproape. Foarte aproape. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, semnele cosmice care au început în anul acesta, situația din Iran, profeția din Isaia 49, 35 la 39, implicarea acestui colos puternic, America, în profețiile din urmă, în relație cu Israelul. Toate ne spun nouă, acestei generații, treziți-vă, iubiți pe Domnul, iubiți pocăința, iubiți casa Domnului. Eu nu înțeleg cum poate sta cineva acasă, în altfel, în vară dacă e bolnav, să nu vină la casa Domnului și să piardă cuvântul lui Dumnezeu, să nu învețe adevărul lui Dumnezeu. Pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului și cu aceasta conclud. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. O, Doamne, vină mai repede! Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegeați în vegherea rugăciunii. Dumnezeu să ne înțelepțească să pun acest cuvânt în inimă, nu este cuvântul meu, frați și surori. Eu nu sunt decât un instrument în mâna Domnului. Este cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu-i minunat că în aceste zile acest cuvânt Dumnezeu ne luminează să-l vedem noi sub ochii noștri și să-l înțelegem? Haidem la pocăință. Amen. Și pentru că începe cu anul acesta aceste evenimente, haidem să fim diferiți anul acesta. Haideți să fiți diferiți cei de la internet cei ce ne auziți la radio sau la televiziune sau pe CD-uri sau oriunde ne auziți, nu vă apucați de comentarii după cei ce nu înțeleg scripturile. Uitați-vă în scriptură, așa cum zice cuvântul Domnului. Căutați în cartea Domnului și citiți. Pentru că toate aceste lucruri le-a vorbit Dumnezeu mai dinainte, iar acum le-a venit timpul să se împlinească este timpul venirii imediate a Domnului nostru Isus Hristos. Iar poporul Domnului împreună cu Duhul Sfânt să spună, vino Doamne Isuse, amin. amin. Prez de lor. Sunt pentru Domnul, nu sunt pentru mine. Aplauzele sunt pentru Domnul, nu sunt pentru mine. Pentru că știți, noastră, nu vă mai spun. Uh, am să rog pe fratele Emil, pe frații de la uh, internet, de la computer, să producă câteva CD-uri pentru duminică. Probabil că vreți să mai ascultați, pentru că e greu să înțelegi odată. Vreau uh, să vă spun că am lucrat. Uh, am lucrat de anul trecut la, acest, la această perspectivă profetică și în ultimile două luni de zile am lucrat intens, aproape în fiecare zi, ca să pot să pun împreună ceea ce am pus în fața dumneavoastră. Nu este simplu ca să faci aceste lucruri, nu este simplu să le, să le, vegezi, să le vezi. Chiar dacă Duhul Sfânt te călăuzește, știți de ce? Pentru că este un cuvânt în Biblie care spune așa, este în 1 Petru 1 cu 10 la 12, Profeții din vechime au făcut ținta cercetărilor stăruitoare asupra acestor lucruri despre care Duhul lui Hristos vorbea prin ei. Trebuie multă cercetare ca să poți să ajungi la capătul lucrurilor. Mulțumesc Domnului că El ne-a dat această posibilitate, chiar dacă am vorbit mai mult decât vorbim la o predică obișnuită, cred că a fost o oră și nu știu cât e acolo pe... Uh, pe internet, este bine să reascultăm ca să ne învățăm cu cuvântul Domnului și să vedem că trăim zile glorioase. Trăim zile glorioase. Ne ridicăm în picioare și meditând la cuvântul pe care l-am auzit, meditând la faptul că noi suntem generația aceea care trebuie să ne ridicăm privirea în sus și să vedem că vine Domnul. Cere Domnului în dreptul tău și al casei tale. Doamne, dă-mi o inimă bună. Să fiu un credincios nou, o făptură nouă, cu o relație nouă cu tine, o relație nouă în familie, o relație nouă cu semenii mei, o trăire nouă, o umblare nouă, fapte noi, dar care să ilustreze cuvântul tău, ascultare de tine. Ne rugăm Domnului. Ne rugăm cu toții și când rugăciunea în comun se încheie, rog pe pastorul Nelu Cui să ne încredințează în brațul Domnului, în mila și în îndurarea Lui. Cu toții toți ne rugăm acum.